Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a vaccinat astăzi împotriva COVID-19 de rând cu mai mulți deputați PAS. Șeful statului a ales să se imunizeze cu serul produs de compania AstraZeneca și susține că vaccinarea este singura metodă de a reveni la o viață normală. Totodată, Sandu și-a exprimat recunoștința față de medicii, asistenții medicali și toți cei din prima linie implicați în eforturile de depășire a pandemiei. Mulți dintre noi am pierdut oameni dragi în această pandemie și mai mulți au pierdut venituri, salarii, unii au pierdut locurile de muncă. Și pentru ca să punem capăt acestor nenorociri, pentru ca să putem să ieșim din această pandemie, singura soluție este să ne vaccinăm. Președintele țării a îndemnat toți cetățenii să se vaccineze, întrucât în prezent există suficiente doze de vaccin. În următoarele săptămâni și luni putem să aducem vaccin pentru toți cei care vor să se vaccineze. Acum este important, încă o dată, să conștientizăm cât de important este acest proces, să ne informăm din surse credibile. La sfârșitul săptămânii trecute și premierul interimar Aureliu Ciocoi s-a imunizat cu prima doză de vaccin anticovid produs de compania chineză Sinopharm.